al Fiului și al Sfântului Duh. Ziua Învierii să ne luminăm cu prăduirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor care ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere și să strigăm așa: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și cel din morminte viața dăruindu-le. Hristos a înviat! Dragi preoți, iubiți credincioși și credincioase, am putea spune că prin această cântare de la slujba Învierii putem cuprinde și putem înțelege toate minunea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că, iată, ne îndeamnă la lumină, la bucurie, la iertare și la dragoste unul față de celălalt. Iată-ne că ne găsim sub amprenta marelui praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, care ne-a adus în primul rând lumina cea adevărată, dar mai presus de toate, ne-a deschis împărăția cea veșnică a lui Hristos. Ne-a spus că prin învierea sa a iertat toate. Că prin învierea sa și noi, cei de astăzi și cei dinaintea noastră și cei care vor veni după noi, trebuie să se ierte unul pe altul pentru înviere. Pentru că, iată, prin răstignire și înviere a venit bucurie la toată lumea. Și de aceea, astăzi, toate sunt pline de lumina lui Hristos care luminează tuturor. Iubiți credincioși și credincioase, ne aflăm în a treia zi de Paști. În această zi din săptămâna luminată, zi în care îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat, îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos care călătorește cu ucenicii Săi fără a-L cunoaște. Astăzi, în a treia zi, Mântuitorul Iisus Hristos, prin Evanghelia de astăzi, dorește să ne pună la suflet un lucru foarte important și acela care este Sfânta Liturghie. Pentru că dacă ne uităm și analizăm și vedem, aceasta, cea de astăzi, este a doua liturghie săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. Prima a fost la cina cea de taină, iar asta de astăzi, aceasta de astăzi, este a doua, când împreună cu ucenicii lui și cu Luca și cu Cleopa a intrat la frângerea pâinii și la dată lor. Iar ei, până nu l-au cunoscut, au exclamat și au spus, au luat de-a inima noi când ne vorbea pe cale și ne spunea și ne tâlcuia. Dar nu știam cine este. Iată că acesta este Hristos cel înviat, care dorește ca prin această Sfântă Liturghie să ne unească pe toți. Pentru că, iată, ne spune că Mântuitorul a călătorit împreună cu Luca și cu Cleopa la Emaus. Cam așa după cum ne spune, cale de 60 de stadii, aproximativ 2 ore. Și dacă luăm și analizăm, vedem că 2 ore ține și Sfânta Liturghie, care este compusă din 2 părți. Una didactică, învățătorească, și cealaltă eumaristică. Și cea mai importantă pentru noi este euharistia, binecuvântarea pâinii și a vinului care se prefac în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că în prima parte Mântuitorul i-a învățat pe acești ucenici, pe Luca și pe Cleopa, le-a povestit și le-a spus adevărul despre El,
se transformă în trupul și vinul în sângele Mântuitorului Iisus Hristos, cu care ne hrănim spiritual și devenim purtători de Hristos, Hristofor. Iată care este beneficiul venirii noastre la Sfânta Liturghie, că prin Sfânta Liturghie putem și noi să ne apropiem și să ne unim cu Mântuitorul Iisus Hristos. Iubiți credincioși și credincioase, ne aducem aminte că tot în timpul Sfintei Liturghii ne rugăm pentru cei care călătoresc, așa cum spune cel ce cu Luca și cu Cleopa ai călătorit la Emaus, prin minunata ta cunoaște, vesele ai trecut să se întoarcă la Ierusalim. Așa să ne rugăm și noi, ca Mântuitorul să călătorească în această viață cu noi și în sufletele noastre, ca noi cunoscându-L, ca noi știind învățătura Sa, ca noi apropiindu-ne de pâine și de potir, de pe masa Sfântului Altar, să putem să ne câștigăm un loc în Împărăția pe care ne-a pregătit-o și ne-a deschis-o prin învierea Sa. De aceea, ziua de astăzi, a treia zi de Paști, este o zi foarte importantă, pentru că și noi trebuie să călătorim cu fiecare duminică sărbătoare spre Sfânta Biserică, apropiindu-ne de Sfântul Altar, îngenunchind, rugându-ne, gândindu-ne totdeauna, așa cum ni se spune prin această cântare a învierii, că trebuie să iertăm toate pentru înviere. Să zicem fraților și celor care ne urăsc pe noi. Și de aceea, iubiți credincioși, ar trebui să fie mai multă dragoste, să nu fie numai declarativă, să fie cu adevărat, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos, precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Și iată că El călătorește cu cei doi ucenici. De aceea îl așteptăm să călătorească și cu noi în această viață. Dar numai în acel fel de a-L sluji, de a ne spovedi, de a ne împărtăși și a beneficia de darul lui Dumnezeu și de darurile sale cele bogate care se revarsă asupra noastră. Trebuie să rămânem cu învățătura în sufletul nostru că această înviere a Mântuitorului Iisus Hristos ne este de folos pentru noi, pentru cei din jurul nostru, pentru că numai prin lumină, prin dragoste și prin adevăr putem să ne mântuim. Iată că acești ucenici astăzi spun, oare nu ardea inima noi? Așa să ardă și noi dorul și dragul de a veni la Sfânta Biserică, de a ne împărtăși, pentru ca cu vrednicie să ne împărtășim, să ne apropiem de trup și sânge Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că fără vrednicie ne luăm o sânge. Și de aceea această sărbătoare a luminii, această sărbătoare a împărăției lui Dumnezeu, a veșniciei sale care ni se deschide nouă, fiecare dintre noi trebuie să luăm pe Hristos și să călătorim cu El în sufletele noastre, în duminii și sărbători, venind la Sfânta Biserică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să punem în practică și să beneficiem de prezența Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum au beneficiat